De la începutul acestei săptămâni și până ieri, pompierii maramureșeni au fost solicitați să intervină pentru lichidarea 3 incendii. Luni, pompierii din Târgu Lăpuș au intervenit pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o casă. În urma acestuia a ars aproximativ 50% din acoperișul casei. Totodată au fost distruse diverse obiecte de mobilier și materiale textile. Cel mai probabil incendiul a pornit din cauza unei sobe metalice care era amplasată în apropierea unor metale combustibile. Miercuri, la Vișeu de Sus, pompierii militari au intervenit cu două echipaje de stingere pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o locuință. Au ars 2 metri cub de lemn pentru foc. Tot miercuri, la Borșa, pompierii militari au lichidat un incendiu în urma căruia au ars circa 70 de metri pătrați dintr-o locuință, obiecte de mobilier și diverse electrocasnice. Focul a pornit cel mai probabil din cauza depozitării cenușei din sobă în apropierea materialelor combustibile.